quizás. Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Invitatul nostru e Petre Dimo, un profesionist în calculatoare. Domnule Dimo, să vă prezint Petre Dimo sau Pierre Dimo, cum e numele dumneavoastră acum. Petre Dimo. Numele dumneavoastră e extrem de cunoscut printre specialiștii în calculatoare din această țară. Și din altă generație. Și din altă generație, e adevărat, pentru că dumneavoastră ați părăsit România în 1978. Da. Aveați câți ani? 38. Și mai mulți studenți ai dumneavoastră de atunci, își amintesc, erați o vedetă a exagerați automaticii puțin. De atunci, puțin, dar nu mult. De pildă mi-a povestit cineva că ați făcut vâlvă în Politehnică la un moment dat, când ați picat-o pe fica lui Bobu. Da, dacă nu știa nimic. N-am făcut-o ca un act de curaj. Deci nu mă scoateți erou. Dar există, domnule Dimo, nu vă scot erou. Există un eroism al normalității. Fericiților care nu știu cine era tovarășul Bobu. Cum le-ați explicat ce însemna, în epoca la care ne referim, Bobu? Era în Comitetul Central, mi se pare, sau la Securitate, nu mai țiu minte. Nu știu și nici nu vreau să știu și nici nu vreau să știu. De ce nu vreți să știți măcar acum? Trecut timpul lor. Persoana care mi-a povestit era student și pe tablă scria Dimo să se prezinte de urgență la rectorat, la decanat. Dimo, erați dumneavoastră un asistent sau șef de lucrări, ce erați? Da. Sau asistent sau șef de lucrări, că mai mult n-am fost niciodată. Nici astăzi, nu? Nici astăzi, nu. Asta este o chestie foarte curioasă, cu care nu sunt de acord deloc, dar mă rog. Acum, apropo de formula eroismul normalității, într-o lume absurdă, normalitatea unui profesor care riscă să-și pună multă lume în cap și să-și complice existența picând o studentă care are un tată după Ceaușescu și după tovarășa Ceaușescu extrem de puternic în România de atunci, da. Și o mamă, ministru. Emil Bobul. Iată, memoria dumneavoastră. Revine. Puteați să-i dați un 5 și să fiți liniștit. Ați preferat să vă complicați existența ca să fiți drept. Cred că nici nu mi-am complicat-o, nici n-am preferat. Ba v-ați complicat-o? Nu, pentru că ați fost chemat și... Și am spus că n-aș știut și gata. Ce putea să mi se întâmple? Ce ar fi putut să mi se întâmple? Multe. Nimic. Asta n-a fost un act de rezistență. Un act de rezistență, într-adevăr, a fost să mă aranjez în mod sistematic să nu intru în partid. Aia da. Aia a fost și să-l împiedic și pe tata. Asta a determinat plecarea mea. Mi-am săpat cariera și o știam. Să le spunem telespectatorilor că tatăl dumneavoastră are un bust în curtea Academiei Române. Așa e. E Paul Dimo. A fost și personaj în emisiunea noastră, în sensul că Ion Filoti, fostul dumneavoastră coleg de grupă de la Politehnică, a povestit că Paul Dimo e cel care a adus primul în România niște cărți de calculatoare. Care l-au influențat și pe Filoti și pe mine să alegem drumul ăsta. Calculatorul pe vremea aceea era ceva science fiction, nu? Noi auzisem, dar în facultate nu s-au ținut cursuri deloc. Și nici nu văzuserăți niciunul? Nu, bineînțeles. Primul calculator pe care l-ați văzut era monstruos. Era un fel de cutie, cam așa, metru cu Hewlett Packard. Programarea se făcea cu niște comutatoare, așa, pe panou. Avea o bandă perforată pe care se înregistrau informații. Asta la București. La București, la Politehnică. Și între timp, însă, profesorul Moisil de la universitate, care era prieten și el cu tata, s-a descurcat ca să aducă un calculator IBM mare. A făcut o sală de zeci de metri pătrați, care era climatizată, pentru că nu putea să, temperatura trebuia să rămână constantă la un grad, era ceva fioros. Erau mai sensibili dinozaurii calculatorii. Dinozaurii erau teribili. Pe de-aia au și murit dinozaurii, nu știți, acum nu știu câte milioane de ani, pentru că a fost un șoc cu o planetă, nu? Și a fost sensibil la climă. Și ăștia erau la toți așa de sensibili. Calculatoarele. La climă. Și deci noi ne-am dus repede. Erați un elev performant, ați fost bun la școală, ca să nu se înțeleagă că erați doar fiul lui tata. Nu, nu. Papa. Am terminat liceul cu diplomă de onoare, adică cu 10 pe linie. Deci nu erați fiul lui Dimo, ci erați Petrică Dimo, el însuși un băiat strălucit. Numai că în anul acela, admiterea la facultate s-a generalizat pentru toată lumea, inclusiv pe cei care aveau diploma cu 10 pe linie. Și ați dat deci examen. Și asta m-a aflat-o la mare, că eu eram liniștit, știam că intru fără examen. Și colac peste pupăză, în același an s-a introdus și discriminarea între fii clase muncitoare și fii ceilalți. Așa fel încât la Politehnică, când a dat admiterea pe care a trebuit să o dau, am dat-o în același an, deci am intrat toți trei și cu Ion Filoti și cu Paul Cristea. Care au fost invitați. Care au fost invitații dumneavoastră aici. Cei trei mușchetari. Așa. Și eram totuși 13 pentru un loc.
la facultate. Și când s-a hotărât să facem o secție de calculatoare la Politehnică, în cadrul Facultății de Automatică, eu am sărit pe ocazie și m-am dus în direcția aia. Dumneavoastră erați un profesor briant, ca să folosesc un neologism, sunt multe din lumea din care veniți. Românește de când m-am întors, groaznic. Din păcate englezești, majoritatea. Din cel mai des pe care l-auziți, care e? Brand. Mă enervează. Dumneavoastră cum ați spune? Marcă. Nume, marcă. De ce brand? Dar sunt multe. În sfârșit, deci erați un tânăr profesor în acea lume în care totul era sub o cupolă politică, nu? Universitatea și Politehnica erau totuși niște locuri mai protejate, deși sub influență, bineînțeles, permanentă politică. Când am depus actele de plecare, a trebuit să depun și actele de plecare din Politehnică. Pentru că cine dorea să plece pentru totdeauna în străinătate, își lua adio. Să polueze mințile tinerilor. Exact. Și nu mai era demn de misiunea de educator. Da. Dar, spuneți-mi, numele Dimo, de unde vine? E un nume cu origine grecească. Să zicem, originile familiei se găsesc în Istanbul la 1600. Mai departe n-am urcat. Dar până la 1600 sunteți siguri? Absolut sigur. Și cu ce se ocupa primul Dimo cunoscut, citat de Iorga? Era un fel de doctor la vremea. Era grec, deci creștin, și se ocupa, între altele, cu puțin spionaj în favoarea lui Mihai Viteazul. Lucru care i-a atras niște neplăceri, adică i s-a tăiat capul și a fost plimbat în Istanbul. Neplăcerile epocii. Da. Vedeți? Dumneavoastră nu vi s-a tăiat capul, doar am erați... Ați fost obligat să plecați, cu toate așa că am înțeles, vorbind cu dumneavoastră înainte de filmare, că tare n-ați fi plecat, adică așa va lua multă vreme până să vă hotărâți. Foarte adevărat. Dar, practic, grecii cam în ce an au venit în România? Imediat. După ce i s-a tăiat capul, restul familiei a întins-o de la Constantinopol și o parte s-a dus în Franța, o parte s-a dus în Italia și o parte s-a dus în Balcani, în România. Deci strămoșului dumneavoastră și i-a zburat acolo, capul această... pentru spionaj. Da. Și ați mai avut spioni în arborele genealogic? Nu știu. Alții nu cunosc. Pe linia tatălui sunt al patra generație de ingineri. Ce tip de ingineri? Străbunicul meu era constructor, bunica mea era constructor, tata era electrician și eu, mă rog, să zicem, informatician. Tatăl dumneavoastră e unul dintre cei mai mari, ca să zic așa, electricien, se poate e adevărat, spune, ai României. Asta se poate spune. Unul dintre artizanii electrificării absolut României și bunicii dinspre partea mamei. Erau evrei și erau stabiliți în România de secolul XVIII, la Galați. Căpătaseră cetățenie română după primul război mondial, când s-a dat evreilor cetățenia română. Până atunci erau, și așa am aflat și eu ce înseamnă, supuși austrieci. Interesant. Veniseră din Bohemia și Bohemia era austriacă. Deci mama bunicului meu așa era suedeză. Mama bunicii mele era italiană. Și toate culturile astea vorbeau toate limbile. Acasă se vorbea în germană, se vorbea italiană, se vorbea engleză, se vorbea franceză, se vorbea română. Din când în când. În Bucureștiul interbelic. Dumneavoastră v-ați născut în 1940 și familia dumneavoastră v-a botezat ortodox. Absolut, la Biserica Visarion. Am un certificat de botez splendid, grafic. Era singurul copil, primul și ultimul al acelei familii. Fiindcă s-au despărțit după un an, după nașterea mea. În plin război. Nu avea nicio legătură, nici cu războiul, nici cu, să zicem, persecuțiile anti-evreiești care au fost la un moment dat în perioada aia și deci mama fiind dintr-o familie de evrei a avut de suferit niște consecințe. Tatăl mamei era directorul băncii româno-italiene și imediat a fost dat afară pentru că nu putea să fie director cineva de origine evrească. Și mama nu făcuse studii, deci nu lucra și n-a suferit consecințe directe. Cum o chema pe mama? Liliana Heilpern. Și tata era un tânăr inginer? Era directorul tehnic al lui Gaz și Electricitate, deja, deși era tânăr. Numărul 2 după Caranfil, care era directorul plin. În timpul războiului. În timpul deci tata războiului era o responsabil... figură importantă. Absolut, și responsabil cu menținerea nivelului de alimentare electrică în București. Când erau bombardamentele, avea un șofer cu mașină, ruga pe șofer să mă ducă cu mama la țară, departe, că știa că e bombardament. Și de altfel, dacă mă vedeți astăzi, este că am avut noroc. A căzut o bombă în curte la noi și n-a explodat. Unde locuiați când v-a căzut bomba în curte? În Cotroceni, în strada Costache Negri. Tata era ocupat. Mama va avea pe dumneavoastră. Totuși, cu un copil de un an, să se despartă? Tata nu mai era foarte apropiată de familie și mama a vrut neapărat un copil. Și cred că asta a fost motivul principal pentru care s-a făcut nașterea subsemnatului. Pentru că mariajul oricum era mariajul pe era pe ducă, da. Deși erau căsătoriți de 7 ani. 33 s-au căsătorit. Deci au stat 7 ani împreună, fără copii. Dar credeți că dacă n-ați fi apărut, mariajul ar fi continuat? Nu. Nu.
Și eu am trăit, bineînțeles, cu mama și cu bunicii și îl vedeam pe taică-meu regulat. Se ocupa de dumneavoastră? Nu se ocupa în sensul în care s-ar fi ocupat un tată de acasă, bineînțeles. Adică nu v-a dus la grădina zoologică? Nu, mă ducea la plimbare duminica, mai jucam șah de multe ori cu el pentru că îi plăcea să joace. Și în perioada de teroare care a urmat, mergeam deseori la el și am cunoscut prieteni de-ai lui. La care din perioadele de teroare vă referiți? Că au fost mai multe. E, nu, perioada de teroare cumplită a fost după 49. Stăteam acum cu bunicii în strada Porumbaru, pe lângă Aviatori. Era o casă închiriată, mare, foarte frumoasă. Și acolo, după război, au început să ne pună diverse persoane. De exemplu, am avut un ofițer rus, care a stat și el, foarte civilizat de altfel. Și după aia, în 49, ne-a apă toți afară, în 24 de ore. Măcar era o casă închiriată. Da, dar au pierdut o groază de lucruri care erau în casă și care nu au putut fi luate. Le-am mâncat dintr-o casă în două camere. A trebuit să le lăsați acolo. Unele le-am împrăștiat, unele s-au vândut repede pe stradă. Eu aveam o pasiune pentru cărți și am luat niște cărți și le-am dus la tata și am spus, mi le ții și o să le iau eu când o să pot. Erați copil totuși. Da, eram, aveam 9 ani. Ziceți că perioada de teroare a fost după 49. Da, după plecarea regiului a început și culmea a venit în 48, 49, 50. Cu toate 51. Că tatăl dumneavoastră n-a fost dintre intelectualii care au fost trimiși la pușcărie, totuși a fost dintre intelectualii care, printr-un noroc teribil, și-au făcut mai departe meseria. Nu imediat, în orice caz. L-au chemat înapoi să lucreze ca inginer la planșetă, deci la nivelul de bază, când a început electrificarea României. Cred că evenimentul care a făcut că l-au lăsat în pace a fost faptul că lucrările lui au fost traduse în rusește de un profesor de acolo, Venikov. Mai am și cărțile lui trimise cu dedicație. Și deci rușii au recunoscut, sovietici, mă rog, pe vremea nu erau ruși. Erau ruși, dar nu erau ruși. Au recunoscut valoarea lucrărilor și au început să le aplice, să vadă cum merg teoriile lui. Au văzut că merg. Teorii și de electrificare. Teorii legate de calculul rețelelor. Și sunt calcule complicate, pentru că sunt interconectate rețelele. Adică noastră astăzi aveți o rețea în România care nu e izolată. E legată cu Bulgaria, e legată cu Rusia, e legată cu Ungaria și așa mai departe. Sunt puncte de trecere, sunt schimburi. Și cum a reușit tata să scape de înregimentarea în rândurile partidului, ca să zic așa? Problema s-a pus numai când trebuia să fie alegeri la Academie și i s-a sugerat că dacă ar intra în partid, o să fie ales academician. Cam în ce an se întâmplă asta? Sfârșit de 60, început de 70. Și taică mi-a chemat la telefon și mi-a spus, vreau să-ți vorbesc. Și am ieșit împreună cu el prin Piața Romană și a început să-mi povestească. Sunt alegeri la Academie și că s-ar fi bine să intre în partid sau să facă o cerere de intrare în partid pentru ca să fie ușurat accesul lui la Academie. Nu v-a spus asta la telefon pentru că avea convingerea că i-a ascultat? S-ar putea. Dar psihoza asta a ascultării și a supravegherii ați avut-o vreodată? Da. Când? Tot timpul. A, deci ați avut-o. Bineînțeles. În dosarul tatălui meu de la CNSAS apăreau citate, conversații telefonice cu X, Y, Z. Tata are un dosar spectaculos? Nu, tata are 4 dosare. Deci din astea 4 se poate face unul spectaculos. O parte sunt dosarele securității statului dinainte de 44. A, dosarele siguranței. Absolut. Care îl urmăreau pentru că era director la Gaz și Electricitate. Și în deci vreme de război. În vreme de război și deci aveau nevoie să știe ce se întâmplă. Și o parte sunt dosarele pe care le-au făcut securitatea după 44. Și personajul Petre, micuțul Petre, apare vreodată în dosar sau nu? Apare de câteva ori, dar în mod banal. Că a fost la tata, la tatăl său, că, mă rog. Dar vă dați seama ce industrie, ce logistică, totuși câtă energie absolut omenească pusă în slujba acestui lucru. Noi când am plecat, am vândut lucrurile din casă, nevastă mea și cu mine, și la un moment dat, câteva zile înainte, ne telefonează soacra mea din Franța, că ei plecaseră mai de mult, o întinseseră. Soția dumneavoastră ce meserie face? E inginer chimist. Tatăl era profesor la construcții, Tatușescu, foarte cunoscut, specialist în acustică. Și părinții cum plecaseră? Cu automobil clubul. Au rămas. Da. Erau fugari. Exact. În 69, când eu mă găseam în Elveția la bursă. V-au rămas socrii. Deci da, aveați toate condițiile. Socrii au rămas, dumneavoastră erați cu o bursă în 69 în Elveția. La Lozan. Și de ce n-ați rămas atunci? M-am gândit foarte mult după aia de ce n-am rămas. Dar la fața locului nici nu mi-am pus problema. 69 era după 68. 68 a fost invazia Pragăi și România s-a deoparte. Știi, mulți au intrat în partid atunci. Nu, n-am intrat în partid. Nu, nu. Dar v-ați întors. Nu ajungem până acolo. Dar, dar am avut o mică speranță că lucrurile se vor aranja. Pe urmă, promisesem că mă întorc.
Cui? Tatălui meu, care era academician și nu vreau să-i stric socotelul. Ah, dar tata cum a intrat în academie când în Piața Romană v-a spus că ei propun? Ah, da, 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 da. Eu i-am spus că mai bine nu intri în academie decât să intri în partid. Și el mi-a spus, așa mă gândeam și eu, dar vreau să știu ce gândești tu. N-a intrat în partid și a intrat în academie ca membru corespondent, că nu putea să-l facă direct membru plin. Secvența asta realistă, o plimbare prin Piața Romană, până la urmă sugerează un lucru, că oportunismul, cum se spune, era o opțiune la un moment dat. Eu sunt și că nu se tăia capul nimănui dacă nu avea... Ce v-am spus la început? Opțiunea asta, început. Apropo de strămoșul dumneavoastră, căruia i s-a tăiat capul pentru Absolut. Că l-a simpatizat pe Mihai Viteazul. Mai Mihai mult decât Viteazul, l-a simpatizat mai mult decât trebuia. Mihai Viteazul, care nici el n-a sfârșit prea bine. Credeți că îl simpatiza sau pur și simplu pentru că l-a plătit ca să spioneze? Povestea nu spune. Nu spune. Dumneavoastră ce credeți? Ca creștin, în Pera, cartierul grecilor din Istanbul, era tentat să ajute un principe ortodox creștin care unifică o țară împotriva turcilor și tuturor celor din jur. Ne întoarcem în 69, când erați un tânăr naiv. Semnificativ pentru vremurile acelea. Mi se promisese că voi face încă 9 luni de bursă. Deci după întoarcere. Vedeți, alții nu și-au ținut promisiunile, așa cum dumneavoastră v-ați ținut promisiunile, știu. Nu? Știu. Mi s-a spus de către șeful catedrei de atunci, dragă Petrică... Petrică erați dumneavoastră. Petrică eram eu, da. Petrică da, și lupul. Da, sigur. Te duci acum, stai 3 luni, te întorci și pleci 9 luni, după aia nu putem să-ți dăm drumul 12 luni dintr-o dată. Și în felul ăsta mi-au dat drumul 3 luni. Da. Mama era plecată, remaritată în Franța. M-a plecat 62. Și aici. A încercat să mă ia cu ea. Și nu am vrut să plec, dar nu terminasem încă nici diploma. Și nu eram încă căsătorit, dar eram logodit cu fata cu care m-am căsătorit după aia. Cu mama plecată în 62, cum te v-au lăsat la o bursă în 69? Cu presiuni, dar nu din partea familiei de data asta. A fost un program de ajutorare a Politehnicii. Politehnica nouă, aia din Grozăvești, a fost construită cu ajutorul unor fonduri internaționale prin anii 60. A urmat un program PNUD. PNUD ce înseamnă? Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, care a adus în România mai mulți profesori pentru a dezvolta domenii noi, între care calculatoarele. Și primul director al acestui program PNUD, care se întindea pe mai mulți ani, a fost un elvețian de la Lausanne, care a cerut ca eu să fiu primul bursier și că dacă nu sunt plecat, el pleacă. Asta a fost șantajul cu care mi-au dat drumul. Dar mama, Liliana, v-a lăsat la 22 de ani în București și a plecat. Da. S-a recăsătorit după era mulți ani. Era căsătorită din București. Mama a trăit cu noi până când am crescut suficient, adică în cele două camere, mama era cu mine într-o cameră, bunicii în alta, până când am crescut suficient ca ea să se mute la bărbatul ei, care a fost domnul pictor Raoul Lebel, timp de 40 de ani. Un francez în București? Nu e un francez, era dintr-o familie de alzacieni instalați în România cu mulți ani în urmă, din alte generații. Și el făcuse bele artele și era îndrăgostit de mama din copilărie și după divorț s-au reîntâlnit. Și când crește un copil suficient de mare ca să-i plece mama de acasă? Nu știu, de 14 ani. Și atunci ați avut umor sau ați fost gelos? Nu. Totuși aveți... Mama a făcut tot ce trebuia ca să nu fiu. Și eu mă duceam și mă înțelegeam destul de bine cu Raul la vremea aia, n-a fost nicio problemă. Îmi plăcea, era artist, era pictor, mă duceam, uitam, făceam comentarii. Și ei au plecat legal. Și ei au plecat legal. I-a scos, între ghilimele, mătușa mamei, sora bunicului meu. A plătit pentru ei, nu? Nu știu dacă a plătit sau a făcut presiuni politice. Era o doamnă care se măritase cu un profesor francez, la Sorbona, de economie. Ei avuseseră o fată care a fost luată și dusă în lagăr și a dispărut. Fiind evrei. Din Franța. Și deci nu mai avea copii. Și atunci a făcut tot ce a putut și a scos-o pe mama cu pictorul și a trăit la ea până a murit bătrâna. Și mama și-a scos părinții după aceea. Și-a scos mama, pentru că bunicul a murit aici. Deci, în contextul epocii de atunci, cred că ați fost un tânăr căruia nu i-a lipsit nimica. Se poate decât libertatea. Libertatea. Ați fi putut pleca în 60 și n-ați plecat. Nu. Ați stat 12 ani sperând că o să puteți face aici meseria care vă plăcea. Ați fi vrut atât, să fiți lăsat în pace să munciți. Trebuia să-mi susțin doctoratul. Nu-l terminasem. Mai e și ăsta un motiv. Adică era un ansamblu de motive. Dacă aș fi umblat ca să trăiesc mai bine, din punct de material, aș fi rămas. Dar nu erau motivațiile mele. Viața mea nu s-a centrat în jurul bunăstării materiale. Niciodată.
mi s-a și reproșat într-un fel. Cine? Că, soția? Că eu nu muncesc ca să trăiesc, eu trăiesc ca să muncesc. Nu trăiesc ca să muncesc, dar este face parte din viața mea. E o plăcere a dumneavoastră. Dacă vă place să munciți, se numesc workaholic ăștia. Munca nu este, nu mai este o povară. Este un viciu, domnule profesor. Poate. Și eram apreciat, totuși. În lumea dumneavoastră. În lumea erați extrem de iubit de studenți. Dumneavoastră ați eram iubit de studenți. În echipa care a pus bazele catedrei de calculatoare. Da. Facultatea de automatică. Ați scris și niște manuale. Fortran? Da. Ce e Fortranul? Un limbaj cu care se programează calculatoarele. Până și după ce ați plecat, se învăța după manualul dumneavoastră. Știu asta, da. A apărut în toate vitrinele din librărie. Și la Sadoveanu, librăria de lângă Scala, jumate din vitrină era cu Ceaușescu, opere nu știu care, și cealaltă jumate cu programarea Fortran. N-am avut aparat fotografic, aș fi făcut-o măcar de plăcerea ca să pot să-mi aduc aminte. Deci era tovarășul și Fortranul. Da, da. Dar vă spusesem de telefoane. Cu câteva zile deci înainte să plecăm, ne telefonează soacră mea din Franța. Și soția mea mă întreabă, dar ce o să facem? Unde ajungem? Unde locuim? Și soacră mea spune, Versailles vă convine? Nevastă, ce îți bajoc de noi, ce merge la palat Versailles. Ce? Nu, am un prieten care are o vilă în orașul Versailles și o să aveți acolo o cameră să locuiți la început până vă găsiți să vă faceți un rost. O zi sau două după aia, vine un coleg de la Politehnică cu care ne vedeam de fapt în diferite ocazii la petreceri, să-și am rămas bun. Și așa, netam-nesam, spune, e, las, că la Versailles o să vă fie bine. Și ați rămas paf. Vă dați seama, am rămas paf. Și doctoratul ați putut să vi-l dați ușor, nefiind membru de partid? Trebuia și o aprobare de la comitetul de partid. Cineva de acolo a scris nu pe teza mea. Cu roșu? Sau? Cu roșu și mare. Nu. Da. Pe coperta unei teze coperta la care teze. Un tânăr muncise câți ani? Bravo, 4 ani, 5 ani. Plus că era interesantă teza mea, adică era un subiect care mă pasionase. Bine, oricum cel care a scris nu, cred că nu pricepea nimic. Nu știa nimic. Nu, dar pe mine m-a enervat. Dar vedeți, toată epoca asta încape în secvența asta scurtă. Un nu uriaș pe prima pagină cu roșu. Și vă dați seama că dacă nu erați fiul lui Dimo, în clipa aceea s-ar fi terminat totul? Noroc că eram fiul lui Dimo, exact. Pentru că Dimo ăsta, tatăl, s-a agitat atunci peste tot, s-a dus să vorbească cu cine trebuia. Ca să vă primească. Ca să-mi primească teza și mi-au primit-o până la urmă. Asta a fost prima lovitură serioasă la moral. Până atunci erați și mai jovial decât păreți acum. Că aveți un aer jovial, ăsta l-ați luat din Occident? Nu, am fost totdeauna așa. Așa ați fost, un jovial. Nu m-am luat niciodată prea mult în serios. Ce bine. Și sper să nu mă iau în serios până la sfârșitul vieții. Și să mor sănătos. Este și un proverb pe care îl știu de mult, are origine evreiască, spune de ziua ta, să ți se ureze la mulți ani și să mor sănătos. De fapt, am crezut că sunt nemuritor până ziua când am făcut un infarct. Și a doua lovitură a venit că, după ce am avut teza, eram șef de lucrări de nu știu câți ani, trebuia să devin conferențiar. Normal, era traseu... Firesc. Firesc. E, și n-a mers. Și când n-a mers, atunci asta m-a decis că trebuie să o iau de loc. Da, atâți au rămas și a prins și... 89 șefi de lucrări și pe urmă rapid au recuperat. Și... Da, dar atunci am văzut la tata și i-am spus, uite ce se întâmplă, cred că nu mai am nimic de făcut aici și cred că o să plec. Și el mi-a spus, îmi pare rău, dar probabil că ai dreptate. El pleca regulat în fiecare an, zicea, avea conferințe, congrese. Nu puteau să-l oprească pentru că reprezenta România și plus că el făcuse studii în Franța, deci vorbea franțuzește perfect. Și în 74 am început să facem demersurile pentru ca să plecăm în mod oficial, ca să nu facem rău tatălui meu. Și în ce an ați plecat? În 78? Deci timp de 4 ani v-au tracasat ca să vă dea drumul. Timp de 4 ani am fost la IRUC. IRUC ce este? Întreprinderea de întreținere și reparație a utilajelor de calcul. În cei 4 ani nu s-a produs o uzură nervoasă? Am avut norocul extraordinar să lucrez la IRUC cu un director care era la vremea aceea, domnul Moldoveanu, i-am spus, vin cu studenții cei mai buni și facem informatica IRUC-ului împreună. Dar cu o condiție să nu-mi cereți să semnez condica. Ne-a acordat această libertate, pentru că era, bineînțeles, că era o mulțime de geloși că ne vedeau venind când vrem. Dar stăteam noaptea până la 3 dimineața ca să lucrăm asta. Da, adică plăteați scump libertatea de a avea propriul program. Bineînțeles. Da. Eu niciodată nu m-am putut bate pentru lucrurile pe care știu că nu le pot influența. Asta e o dovadă de înțelepciune. Niciodată. Totdeauna am ținut departe de lucruri pe care nu le pot influența. Dumneavoastră v-ați încadra cu discreție, dar nu atât de mult încât să vă încadrați, cum să spun, până la capăt. Da, atâta cât nu mă jena intelectual și în voința mea de a trăi cum am chef. Dar sincer, dacă fata lui Bobu știa de un 5, i-ați fi dat 6 sau 4? 5.
Fără discuție, n-aș fi ezitat. Dacă ar fi știut 10, i-aș fi dat 10. Nu era niciun fel de problemă. Dar pentru unii era și este în continuare. Și la ora asta este în continuare? Probabil credeți? Că se fac și astăzi multe cariere pe bază de relații ale părinților. Eu am auzit mult mai rău decât atâta. Am auzit că se cumpără. Asta este inadmisibil. Eu pe aia da, fără instantaneu. Dar credeți că există unii care mai sunt lăsați în învățământ după ce sunt dovediți că acceptă banii? E îngrozitor. Dar cine îi caută ca să-i dovedească? Nu îi caută nimeni. Îi caută studenții care vor să-i plătească. Păi sigur, da, studenții care vor să-i plătească după ce au primit nota care trebuie, sunt mulțumiți, au plecat sănătate. Și gândul meu merge spre învățământ pe care îl văd mai puțin performant decât era perioada pe care am cunoscut-o, în care am crescut, în care am făcut să crească tineret. E perioada 62, când am terminat facultatea, 74, când am cerut să plec în străinătate și deci am plecat din Politehnica. Deci o perioadă de 12 ani. Dumneavoastră nu aveți frustrări. Sunteți un om care a reușit în Occident și care acum se întoarce din când în când ca să predea la Politehnică. De câți ani ați revenit? Asta e al 4 sau 5-lea an deja. Când am venit prima oară în București și mi s-a spus că pot să țin curs, în fine, am fost invitat de un prieten care e acum șeful catedrei. Îmi fusese student care mi-a propus să țin cursurile astea în limba franceză și în engleză, pentru că le țin la Facultatea de Inginerie Limbi Străine, nu la Facultatea de Calculatoare. Primul șoc pe care l-am avut, intrând în Politehnică, este numărul de persoane cu păr alb pe care le-am întâlnit. Profesorii care țin cursuri la tineri sunt oameni în vârstă. Și nu există în spate o generație de tineri care să preia ștafeta și să facă o înnoire a învățământului. Motivul este că tinerii buni nu fac învățământ, pentru că nu sunt plătiți, pentru că nu au condiții de lucru care să le convină. Dar spuneți-mi, ca o paranteză, domnule Dimo, tot îmi vine să vă spun domnule profesor, dar sunteți șef de lucrări. E, așa e. Deci ați ajuns în Franța. În Franța. La mama. Nu, mama trăia în sudul Franței, la socrii. Ei trăiau lângă Paris. Dar mama ce făcea în sudul Franței? Păi era măritată cu pictorul și locuiau acolo. Într-o regiune foarte frumoasă, Haute-Provence, la est de Avignon, mult soare, lumină frumoasă. Van Gogh acolo picta, nu? În zonă. Da, foarte aproape, la 30 de kilometri, la Saint-Rémy. Dați-mi un exemplu, în scenariul vieții dumneavoastră, de secvență care să scape explicației logice, să zicem. Pot să vă dau un exemplu care m-a surprins la vremea lui și pentru care n-am nicio explicație. Mama se operase de ochi și eu îi telefonam în fiecare zi de la Paris ce face și într-o dimineață mă sună la 7 dimineața soțul ei să-mi spună, așa cum vă spun acum, mama a murit. Am înghețat, bineînțeles, cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Am dus-o azi noapte la spital, a făcut o emoragie internă și a murit pe drum. Am dus la serviciu la digital, că acolo lucram. Mi-au dat 3 zile de concediu imediat. Am luat mașina, am plecat cu ea și mama mea avea o anxietate când mergeam cu mașina. Spunea să nu mergi prea repede, că mergi prea repede, că nu ești atent, că nu știu ce. Și într-adevăr, în cazul ăsta, mergeam repede pe autostradă spre sudul Franței și din când în când, cum depășeam viteza legală, dar într-adevăr, aproape standard, când depășeam 130 de km pe oră, se aprindea o lumâniță pe bord. Aoleu, zic, asta mai mișește. Acum să am și o pană de ulei sau de nu știu ce. Deci limitam viteza și m-am oprit la prima stație de benzină care era pe autostradă și unde era și un garaj și l-am rugat pe ăla să inspecteze dacă am ulei, dacă am tot ce trebuie, că am plecat în vigilie și nu știu. S-a uitat, n-aveți nimic. Bine. Am plecat mai departe, sunt totuși 800 de kilometri între Paris și locul unde locuia mama, deci erau ore de mers. Fost imposibil să trec de viteza de 130 de km pe oră fără să se aprinde lumina. Se aprindea sistematic. Nu, respecta viteza legală, n-aveam ce face. Și am mers până am ajuns acasă, bineînțeles. Am stat cele 3 zile, am mormântat-o pe mama, fie s-a terminat. M-am întors înapoi, nu s-a mai aprins lumina aia niciodată. Oricât mergeam cât de repede. Explicația dumneavoastră? Nu îndrăznesc să o dau. Mama îmi spunea întotdeauna, dacă pot să-ți fac un semn când am să mor, am să-ți fac un semn. Mama vă spunea așa? Da, de când vă tot spune asta? De când începuse să gândească că am bătrânit. Mama de ce s-a îmbolnăvit? A fost administrat după operație, care a reușit perfect, ea vedea foarte bine, fără ochelari, la 78 de ani. I-au administrat niște anticoagulante ca să nu formeze cheaguri de sânge, fără să se gândească doctorul respectiv și fără să se intereseze, că ea a suferit toată viața ei de un fel de preulcer, așa, și aceste anticoagulante au provocat, indirect, o emoragie internă
care nu doare și nu știe. Deci ei stăteau acolo la, în câmp unde stăteau în casa asta veche, au chemat doctorul, doctorul avea, are o gripă, nu știu ce, a îngrijit-o de gripă, că nu se simțea bine, că avea un... Până a murit de emoragie internă, deci fără dureri, dar peste noi, așa, în mașină. Mașina care ducea la spital. Deci, cum s-ar zice, a murit cu zile. A murit cu zile. Era frumoasă, era, avea o siluetă frumoasă, era subțire. N-a muncit niciodată, nu? Acolo la țară, ce, cum să nu muncească? Creștea capre, făcea brânză, făcea iaurt, au făcut legume, vindeau în satul de alături. A făcut toate lucrurile astea. Nu se putea trăi altfel, că nu avea o pensie. Deci, n-avea moștenirea de la mătușa. A, s-a consumat încetul cu încetul și pictorul vindea câte un tablou din când în când. Acum îl vedeți la Raul Lebel, puteți să vă duceți la licitație, o să vedeți din când în când tablouri de ale lui. Dar el a murit. Dumneavoastră le dați la licitație? Nu. Nu. Dar cine? Pe am avut două neveste. După? Una înainte și una după. A. După ce a murit mama, s-a însurat. Avea 80 de ani, s-a însurat în ultima dată și a mai trăit încă 19 ani în insula la Reunion. Nu se poate. A, ce-mi da? Povestiți, deja e un film franțuzesc. Da, da. Deci la 80 de ani s-a însurat și a trăit până la 99 cu o nouă nevastă, lui nevastă care cu câți ani era mai tânără? A, mulți. Deci el avea 80 și a trebuit să fie avut 55. Tocmai ieșit de la pensie. Era profesoară și se ieșea foarte repede la pensie la vremea. Și de ce au plecat în insulele Reunion? N-am mai vrut să stea în casa aia, pentru că o moștenisem și eu, adică eram jumătate pe casă. A vrut să vândă tot și să plece la Reunion. Eu am spus că cumpăr jumătate de casă. Și ați cumpărat-o? Am cumpărat-o, da. Ei au plecat, s-au instalat acolo la insula Reunion. Îi place lumina, clima, nu știu ce, îi place. Și a pictat până la sfârșitul vieții. Și a treia soție vinde tablourile la licitație? A treia soție a făcut aici o expoziție cu prima soție împreună, acum câțiva ani. Și cine a organizat expoziția s-a adresat cei de-a treia neveste și primei neveste, care au reușit să adune niște tablouri, au făcut o expoziție care se pare că a fost frumoasă și succes, dar pe organizator eu nu i-am auzit, nu i-am cunoscut, nu i-am văzut, deși mama a trăit cu domnul Lebel mai mult decât ceilalte două la un loc. Așa se scrie istoria. Așa se scrie istoria, da. Aveți vreun tablou al... Eu? Da. Am o groază. Dar e ciudat, ori n-ați fost solicitat pentru că n-a dat de dumneavoastră și sunteți o lacună, ori o fi crezut nu că vă opuneți. Lacune. Nu m-a căutat, n-a dat de mine, nu mi-a vorbit niciodată. Sau Lebel a lăsat limbă de moarte... Nu-l căutați. Nu, pentru că a treia lui nevastă a venit la țară la noi după mulți ani. Ne-a dat înapoi portretul mamei pe care îl făcuse Raul și care l-avea la Reunion. A venit cu obiecte care aparțineau mamei și le-a dus pentru fiimea. Deci nu cred că Raul a făcut ceva de genul ăsta. Nu, cel care a organizat expoziția, nu știu cum... Nu și-a dat seama. Și articolul pe care l-a scris despre pictor, episodul cu mama, era trecut într-un mod foarte rapid și fără... Foarte nicio curios. Relevanță? De fapt, pe dumneavoastră, ce vă deranjează în toată povestea asta? Aveți dreptate. Care e întrebarea? Mă deranjează că mama era tratată de companie. Asta m-a deranjat în primul rând. Și în al doilea rând m-a deranjat că cel care a moștenit... pe mătușa din Paris, că de-aia au putut să se mute acolo, era el. Ceea ce era complet fals. Deci mama n-a fost companie, ci a fost soție. Soție. S-a numit Madame Lilian Lebel, nu mai era Lilian Dimo. Și în plus că averea pe care au avut-o, în care au putut să trăiască, era toată a mamei. Totul era la mamei. Au avut niște bani altfel decât cu pictura. Pe el... Cu pictura am înțeles că nu prea se câștigau, mai mult se cheltuiau. Da, m-a vândut. Când a fost în sud, după câțiva ani a început să mai vândă, mai ales în Germania. Vindea destul de, în fine, la ordinul a 2-3 mii de euro un tablou mare. Dar lucra la el foarte mult și nu vindea în Franța, pentru că e o culoare foarte puternică. E un om care era puternic. Și fizic. Francezii nu gustau? Nu, ei vor mai discret, mai elegant, mai subtil. Și aici e o violență mare și nemții apreciază. Nemții proveniți din țara expresionismului? Da. Și îl gustau pe Lebel. Au avut câțiva clienți nemți care i-au cumpărat tablouri. Dar oricum, din asta n-ar fi putut să trăiască. Și după în articol nu se spune așa, se spunea invers. Că el era moștenit, da. Și că cu banii aia a cumpărat o fermă. Ciu-ciu. Banii mama, da. Era fals. Și asta m-a enervat. Vă văd, în fine, scos din sărită. Ciuciu e maximum de violență la mine. Pierre Dimou. Dar tata a divorțat în anii 40 după ce v-ați născut dumneavoastră și s-a mai căsătorit. Sigur, cu doamna care i-a fost nevastă ultimii 10 ani. Copii a mai avut? Nu.
În ce an s-a prăpădit tata? 90. Eu am venit de Crăciun în 89, am stat la el, era deja foarte bolnav. Deci tata a prins căderea. Era la televizor și stătea regimului. Numai la televizor. Interesant e că am găsit în biblioteca lui o varietate de cărți incredibilă. Am găsit Karl Marx, Capitalul, alături de cărțile de economie mussoliniană, Mein Kampf al lui Hitler. Tata era un intelectual curios și foarte informat liber. Și care niciodată nu s-a încadrat în niciun partid, nici decât în partidul electricității. Absolut. Și pe urmă al electrificării. Da, a făcut un lucru bun pentru România. Absolut. Aminte, nu i-ar fi făcut un bust acolo. A, e bun bustul? Nu. De Îmi ce? Pare rău. Nu seamănă mult cu el. Adică nu seamănă așa cum l-aș vrea eu. Când mă duc să-l văd pe tata și spun din când în când bonjour, îl văd pe el, nu văd ce exprimă bustul. Aduce, are, bineînțeles, în linii mari, trăsăturile lui. Dar nu era așa. N-ați avut un sentiment de vinovăție când ați plecat? Că ați lăsat un tată, nu. Totuși? Nu, eram dezgustat. Am plecat fiindcă se terminase, gata. Și până în 89 nu v-ați mai întors? Nu. Și în 89 am stat 3 zile la televizor așa și mi-a spus nevestie, iau mașina și mă duc. Am venit cu medicamente, cu doctori, eram la ruse când l-au împușcat pe Ceaușescu. Și eram foarte optimist. Am zis, 50 ani România devine o țară occidentală. Dar n-am realizat în ce măsură generația mea, și atunci nu eram bătrâni, aveam 50 de ani. Deci era exact generația care trebuia să ajungă la putere și să facă ceva. Și? Era decimată moral. Oameni pe care îi lăsaseră-ți bine. Bine, curajoși, și... plini de inițiative, gata să facă ceva, să miște, să umble, să... No? Amorf. Nu mai aveau putere. Dar nu mi-am dat seama decât ajungând aici și văzând felul în care se discută, se vorbește. Nu știu, într-adevăr, ultimii 10 ani care am lipsit din țară au fost teribili, din punct de vedere moral. Poate că și eu aș fi văzut același lucru dacă rămâneam. Pe în 78, când am plecat, am plecat cu trenul, cu două valize mari. Aveați 38 de ani, 38 viața de ani. Tăiată în două, absolut. Știți? Da, așa mi-am și făcut socoteala. Ați aterizat în Franța, socrii v-au instalat într-o cămăruță la Versailles, copii aveați? Sigur, fata avea 8 ani. Fata ce meserie avea să facă? Se ocupă cu îndrumarea persoanelor care caută de lucru. Șomerilor. Șomeri. Și această agenție care există și în România. Pentru recalificarea, recalificarea forței de muncă. Forței da, de bine, muncă. Cred că în România e mai mult, mă rog. Da, și în Franța da? E așa. Cel mai drag lucru din cele două valize pe care îl mai aveți și azi, care ar fi? Nu e cel mai drag, dar este cel mai simbolic. Am plecat de acasă cu un elefant de cârpă, mic așa, pe care îl numeam Jimbo, mi-l făcuse cadou mama și dormeam cu el când eram mic. Și mai e și acum în dulap undeva. Fica dumneavoastră n-are copii? Ba, are 2 copii. Are o fată de 16 ani și un băiat de 12. Pe care i-ați instruit în calculatoare? Sau n-a fost nevoie că s-au instruit singuri? Așa știu mai mult decât mine. Sunt groaznici. Vedeți? Sau jocurile alea nemaipomenite pe care se joacă, la care eu sunt nul. Da? Incapabil să-i urmăresc. În meseria asta de softist, se spune că e o meserie de tinerețe. Există o fază a maximei creativități sau, dimpotrivă, ați cunoscut este și softiști creativi la senectute? Absolut. Este o meserie a tinereții pentru că este o meserie care evoluează foarte repede. Tinerii sunt motivați de noutăți. Mai adaptabili și mai receptivi? Da, dar nu pentru că ar fi mai tineri, ci pentru că nu au avut timp să lucreze altceva. Cei care sunt mai în vârstă au făcut niște lucruri așa? Pe care le cunosc, le știu și cu care lucrează mai departe. Un chirurg care știe să facă o operație, o să o facă mereu. Chiar dacă a apărut o tehnologie nouă care schimbă datele probleme. Înțeleg că școală, experiența devine un handicap. Exact. Poate deveni un handicap. Atunci, deci trebuie să înveți tot timpul pentru că e o meserie care evoluează în permanență. Față de România, un softist talentat, de câte ori câștiga mai mult în Occident? De multe ori. Când am plecat, aveam o teamă că n-am să fiu la înălțime, că nu poți să știi cu cine te confrunți. Aveam deja 38 de ani când am intrat, deci nu m-au putut angaja ca debutant. M-au angajat ca senior debutant, adică la salariul cel mai mic, la vârsta la care eram eu, nu puteam să mă angajez decât ca senior. După aia au văzut că știu și au început să îmi dea diverse responsabilități și am ajuns să dirijez un departament de 40 de persoane și atunci, bineînțeles, că salariul a crescut în consecință. Și în momentul de vârf al acestui salariu? Am plecat de la o întreprindere care era în plină evoluție și am făcut un cabinet al meu de informatică, de consulting și programe, software. Ceea ce a început să-mi displacă când, da, am plecat, între altele, e când am ajuns responsabilul acestui departament pe care eu l-am creat, l-am angajat oameni. Activitatea mea era din ce în ce mai puțin tehnică și din ce în ce mai mult administrativă. Și asta nu-mi plăcea. Nu era... Asta e destinul șefilor de pe tot globul, da, într-un fel. Da, dar mie nu-mi convenea. Și atunci am zis, mai bine mă pun pe contul meu,
fac ce-mi place, să câștig așa, ca dizi de fierăstrău, pentru că așa e, când ești singur, pur m-am angajat oameni, dar oricât. La ce vârstă v-ați privatizat? M-am privatizat la 46, după 8 ani de digital. Ați schimbat lumile și când ați ajuns în Occident, ați simțit ce? Întâi am simțit că nu mă cunoaște nimeni, ceea ce era foarte neplăcut. Da? În al doilea rând, că trebuie să învăț o mulțime de lucruri. Primele care trebuiau învățate erau cum funcționează societatea. Aici, ca să obțin ceva la Politehnică, un cui, trebuia să fac o cerere pe care să mi-o semneze șeful de catedră, care trebuia trimeasă la directorul administrativ, care făcea o comandă și peste 7 săptămâni aveam poate un cui. Când am ajuns acolo, e suficient să dau un telefon. Până am învățat chestia asta, a durat. Pentru că nu venea să crede. Cine semnează? Nu, mi-e spui la telefon că ai nevoie și când vine, plătești. Și vine repede, nu? După masa. Ați însoțit calculatoarele până astăzi, cale, deci de atâta vreme, din epoca în care un calculator era mare cât o cameră. Deci sunteți la curent cu tot ce înseamnă un calculator. Cu programarea, mai ales. Sunteți un softist. Un softist. Și nu un hardist. Cum ați defini softul? Este tot ceea ce nu este sârmă. Dezvoltarea a început în statele anglosaxone, din America și Anglia, primele calculatoare. Tot ce era fabricat, tot ce era sârmă, au spus asta este hardware. Ware înseamnă cablaj, cablaj dur și prin contrast, tot ceea ce era cablaj moale, adică programare, s-a numit software. Adică abstracțiune, idee? Nu, program. Și, francezii n-au introdus același limbaj. Tocmai pentru ei există materiel pentru hardware și logiciel pentru software. Francezii nu s-au lăsat. Așa nu se lasă. Sunteți specialist și profesor în relația om-calculator. Da, asta a fost și teza mea de doctorat. A, da? Aia cu nu. Deci asta e obsesie veche. A, veche. Relația om-calculator. Da. Și care s-a dezvoltat pe direcțiile pe care le-ați prevăzut în 60 și ceva? Și. Nu poți să prevezi dezvoltările tehnologice. De exemplu, astăzi au apărut aceste tablete pe care citești în prin soare un roman și poți să-ți pui 1500 de cărți înăuntru. Că și soacra mea, care are 90 de ani, tot cu tableta citește și e încântată. Pentru că e mult mai ușor decât să țin un cărțoi gros atât. Dar plăcerea de a simți hârtia, mirosul de hârtie, mirosul de cerneală, mirosul unei cărți. Nu îl vom trăda pe Gutenberg. Această maculatură, hârtie, creion și toate lucrurile pe care astăzi le folosim intens, o să se reducă drastic. La școală copiii se vor duce cu tablete. S-a terminat cu manualele școlare. Manualele școlare vor fi toate îngrămădite în această tabletă și poate să aibă 5 variante de istoria României, 4 variante de algebră, nu știu câte. Totul poate să intre în această tabletă și dacă nu se va duce la școală cu tableta, o să-i dea statul să se ducă, pentru că o să fie mai ieftin decât să imprime manuale. Și dacă am avea un ministru al învățământului deștept, asta ar trebui să facă, să încerce să vadă treptat cum se pot introduce aceste manuale electronice la școală. Pare destul de roz ce spuneți. În același timp, cred că cunoașteți mai bine decât mine și consecințele negative pe care relația asta cu calculatorul le poate avea. De pildă, am citit un număr de curând din Nouvelle Obs despre secretele memoriei și iată faptul că omul are o relație cu calculatorul atât de strânsă a avut niște efecte uneori nefaste asupra creierului uman, asupra capacității de memorare, de calcul. Sunt absolut de acord, dar asta este în orice caz inevitabil. Omul are ceva din structura unui calculator sau nu? Nu, eu nu cred. Programarea calculatorului, da, face ca acest grămadă de piese să funcționeze și să imite comportamente sau raționamente umane. Programarea, deci, calculatorul în sine nu reprezintă altceva decât o grămadă de fier. Așa cum și corpul omenesc nu reprezintă altceva decât o grămadă de oase și de, fibre și de nervi. Corpul, da. Deci până la urmă, poate, ce înseamnă programul pentru un calculator este pentru om spiritul, viața, da. Ceva ce nimeni n-a reușit să definească, domnule Dimo. Da, pentru că pentru că viața, cum îi spuneți noastră, vine din afara noastră. Însă calculatorul vine de la noi. Deci noi îi dăm viață, ca să vorbesc sigurat, grație inteligenței noastre, dar într-un sistem absolut închis. El nu are decât de făcut ceva pentru care e programat, mai bine sau mai rău, dar nu face decât ce îi se spune să facă. Bine, dar și în programul uman este finalul care este hotărât dinainte, deci e un program care se va încheia la un moment dat și probabil esența programului uman
este libertatea de a alege. Da, da, calculatorul nu alege nimic. El alege ce îi spunem noi să aleagă. Nu el alege. Și nu moare deci, niciodată. Noi analogia, murim, el nu moare. El poate să funcționeze. Dacă aveți un calculator cu... Dacă ai noroc să nimerești unul bun, dacă ai unul bun. Nu, dar să facem o ipoteză. Da. E alimentat de soare. Da. E pus în mișcare, da, și lăsat acolo. Și dispare planeta și viața pe pământ, viața și el merge mai departe. Asta e viziunea. Chiar v-ați gândit vreodată că în fond poate suntem niște biete calculatoare programate? M-am gândit, absolut. M-am gândit. Niște lamentabile calculatoare programate cu orgoliu, programate absolut, cu îndoială. M-am gândit, e un subiect foarte frumos. Dar dacă nu e un subiect, ci o realitate. E și dacă e o realitate, tot una e, nu se schimbă nimic. Trebuie să o trăim? Avem de ales? Sunteți specialist în calculatoare, dar în același timp sunteți un om care a citit, care a trăit normal, pentru că am avut invitat la emisiune un tânăr de 18 ani care s-a născut cu calculatorul în brațe, își dorește să moară pe calculator, care n-a citit nici măcar scufița roșie și a cărui viață e total branșată la calculator. Vă dați seama că e monstruos? Îmi dau seama și este pentru mine o preocupare de fond, dar filozofică, nu tehnică. Nu tehnică. Și softul, până la urmă, ce este? Creație, nu? Poate fi creație, dar nu e neapărat creație. Foarte mulți programatori nu fac decât să execute ce le spun creatorii, care nu sunt programatori, care au o idee. Arhitectul concepe casa și alții o fac. Deci softistul ține mai mult de tehnică, da. Și ce meserie e cea care concepe, care imaginează? Toate. Trebuie să fie chimiști în domeniul lor, arhitecți în domeniul lor, poate să spună ce vor și programatorul trebuie să știe să organizeze. Toată lumea. În afară de arte, nu toată lumea. Arta scapă. Nu scapă. Teatrul scapă. Da, teatrul scapă, într-adevăr. Dar, de fapt, funcționează după același model. Autorul și-a imaginat piesa și a scris-o. Pormă vin actorii ca să joace. Modelul e același. Vedeți teatrul însuși ca pe un program. Da, ca un program care e executat în diverse feluri, pentru că și un program poate fi scris în multe feluri. Luați doi tipi care sunt programatori și cetați aceeași problemă, nu o să o facă la fel. Și atunci, care e mai talentat? Care face drumul mai scurt și mai limpede? Cel care face mai limpede, mai scurt, mai rapid, mai performant, sunt multe criterii. Cursul pe care îl țin și care îmi place este cursul de interfețe om-calculator. Ce înseamnă asta? Cum discutați cu calculatorul? Folosiți internet? Da, domnule profesor. Folosiți. Cine nu-l folosește? Foarte bine. N-ați fost câteodată surprinsă de cât de complicat e să găsești ceva pe un ecran? Această conversație, să zicem, de la calculator către om, e făcută de unii în așa fel încât, până te lămurești, trece timp. Și alții o fac așa de bine că înțelegi imediat ce vrea să-ți spună. Depinde și de receptor, depinde nu, și de om. Nu, aici e talentul. Talentul celui care a programat și aluia care a imaginat ce trebuie făcut. Dar fenomenul ucenicul vrăjitor, l-ați vedea posibil? A independenței pe care niște calculatoare, asamblând în mod neprevăzut programul, ar putea să-și o câștige? Într-un fel e deja adevărat. Pentru că e suficient să faci o greșeală în program, care să nu fie fatală, și programul să o ia asta. Și să obții niște rezultate care nu au nicio legătură cu realitatea. Dar să devină mai puternic decât însuși programatorul. Dacă rezultatul este, de exemplu, o comandă ca să sară în aer nu știu ce bombă, e un rezultat așteptat? Nu. Sigur că să ia inițiative și să ne dicteze cum să facem un interviu la televizor... Asta mai greu. E mai greu. Că nici noi nu știm. Dar să aibă, să zicem, niște comportamente neașteptate... Se întâmplă în fiecare zi. Dar ziceți că e o imprevizibilitate luată în calcul. Și întrebarea era, creativitatea unui calculator poate să crească odată cu secolele? Creativitatea trebuie să se manifeste într-un fel. Da, și să se manifeste prin a pune stăpânire pe planetă și a transforma oamenii în mici roboței perisabili și calculatoarele să devină stăpânele planetei. Sunt deja, între noi fie vorba, opriți toate calculatoarele din România și România nu mai face nimic. Astăzi. Sunt stăpâne. Nu, și n-o noi să suntem niciodată. Stăpânii calculatoarelor. Nu. Ele stăpânesc fără să știe că stăpânesc. Deci, practic, le lipsește doar conștiința de sine. Absolut. Și nu pot să o aibă, după părerea mea, fiindcă funcționează după alt criteriu. Sper viitorul să nu râdă de dumneavoastră aici. La nu, ideea nu pot să o aibă. Poate un program le va insufla și orgoliul de a fi calculator. Asta se poate imagina un calculator care să aibă orgoliu, pentru că a fost programat să aibă orgoliu. Atunci, ăla care a programat-o știe ce face. Virusii care circulă astăzi pe internet, ce sunt altceva? Sunt niște programe care sunt trimise de diversi ca să distrugă nu știu ce
alt program, fac operații de ștergere în calculatoare, se infiltrează în nu știu ce sistem și îl blochează și așa mai departe. Deci ajunge o minte care să inducă lumii calculatoarelor, conștiința de sine, ideea că, iată, calculatoarele sunt mai durabile decât omul și că pot să aibă și putere de decizie pe planetă. Nu cred. Calculatoarele așa cum sunt astăzi, nu. Mă întrebam așa cum vor fi peste 100 de ani. Oamenii pot să-și creeze poate niște infrastructuri în care să intervină un calculator în cap sau în corp sau undeva pentru a deveni niște supraoameni? Nu exclus. Un calculator pe care îl folosesc ca mesager, ca instrument care să accelereze raționamentele. Dar știți ce ar fi și mai trist? Oamenii să fie sătui de atâta relativitate și de atâta haos pe planetă, încât să spună, domnule, decât să fim conduși atât de prost, mai bine să ne conducă niște calculatoare care măcar au niște programe și le respectă. Numai că cine a făcut programele? Trebuie să-și pună întrebarea acești oameni. Acele calculatoare vor avea capacitatea să-și creeze propriile programe. Ar trebui să aibă niște obiective ca să-și creeze programe, adică să mănânce, să se îmbrace, să meargă în vacanță. Trebuie să le dați obiective calculatoarelor. Ar minte la ce bun? Obiectivele de a stăpâni planeta și... Și? Și, nu știu, mai departe nu pot să vă spun. Ei și? E puțin lucru? E nimic. La ce servește? La ce a servit calculatorului să stăpânească planeta? Ca să fie și el fericit. Deci, iată, trebuie indus programul fericirii mormanului de fiare, da. Care e calculatorul. Când o să-mi spuneți ce înseamnă să fii fericit, atunci poate că o să reușim să programăm.